Vă salutăm, prieteni! Suntem datori față de voi să vă dăm vești noi despre casa pe care am luat-o acelei familii, care majoritatea știți. După cum vedeți, filmăm, montăm un clip cu informații. Vreau să vă specific că la acest moment când montăm acest clip, familia deja s-a mutat în casă. Asta este vestea cea mai bună care pot să vă dau. Și restul o să vedeți în clipul ce urmează. Vă pupăm! Salutare, am ajuns la Rădăcinești, tati. Ia uite acolo cum ne așteaptă. Ne așteaptă familia. Ne așteaptă familia. Haideți încoa! Haideți aici, hai să vină copiii! Hai că v-am luat ceva! Intră, bă, neveu cu mine, bă, chemați-l, bă, pe neveu. Ia uite ce v-am luat. Asta e sucul tău, deci le-am luat, suntem live și pe Instagram. Așa, pizza. Așa și tu este. Așa. Ia uite ce v-am luat aici, să mâncați o săptămână. Ia, poți să o iei pe asta? Ia, mă, poți, ia vezi, mă, tinere. Poți? Nu poate, mă. Ia uite, mă. Poți, mă? Poți? Bravo, mă, tati. Bravo. Bravo. Hai să mergem să vedem că să trăiți, să trăiți. Să trăiți. Ați cosit pe aici. Ia uite, mă. Am cosit pe aici, am avut curățenie tot. Și la graj, nu? Da, da. Așa, și am mâncat toate scurile când trebuie. Da. E bun? Da, vreau să... Merg crescut animale aici, nu? Da, vreau să bag porcica mea, că am o porciaș. Și ne-a mai spus o vecină, vecină de aici. Iepurii a mâncat câinii. Da. Nu te uți că nu poți să intri. Nu poți, orică. Am făcut și focul în casă. Am înțeles că e și deci. Hai, mă, să fim și deci. Da, am făcut și focul în casă, mers sobele. E noroi în deci? Da, da, da. Hai până aici, nu. Aici se face. E noroi și un pic de noi pe ăla. Zic, e noroi. Puteți să vă depozitați. Da, 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 da. Da. În casă am făcut sort. În casă am făcut focul de la sobă. Merg sobele? Da, dar nu e poșul făcut în afară. Da, să vedeți coșurile. Aia vreau să vă spun. Mi-a lăsat și masa să urcați să filmați. Eu m-am până în pod. Da, nu m-am pod. Ce mănânci, mă? Eu și mă sunt. Te luați singur, mă? Aici unde am pus cornera, dar am pus da, am pus de asta, că n-am avut. Da. Deci merge curentul, nu? Da, da. Hai, mă, să vedem cum. Uite, aici am spălat pozul ăsta. Bobi, urcă-te. Bobi, zis ce mi-a zis? Nu, că nu urcă, mi-a zis. Uitați-vă. Țigările sunt bine puse? Da, mai am văzut ceva. Spate urcat-vă să vedeți coșul. Chiar vreau să... Da. Dacă e voie să o să rup o masă. Bobi, ce? Ia camera, ca asta trebuie să... Mă, mă, ce? Ia-le pe amândouă. Bă, frate, ești nebun. Nu, uitați, că nu le iau pe amândouă. Vedeți coșul, nu e. Unde coșul? Aha. Uitați-l acolo. Deci coșul trebuie... Trebuie înălțat. Asta poți să-l înalți. Dar iau de la... Aha. Cum se zice, de la bă, de coș. Deci în timp le faci țiplă. Da, da, da. Deci țiglele sunt țiplă, văd în pod. Păi aici, sincer, aici mai scoți o cameră. Da. Da. Nu? Da, da, da. Dacă îl mansardez. Da, 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 aia vreau să fac. Da, mă. Eu, după timpul, când am făcut curățenie. Păi și merge? Da, numai bateriei trebuie. Uite ce au găsit. Uite, mi-a dat dumneavoastră, nu ți-a dat muzeu. Nu, mă, dă-i la copii. Ce faci, mă, copile? Doamnă, vezi că ți-a schimbat mirosul în gazac, am spat ieri pe jos, am spat ieri. Uite, hai să fiți atenți. Da. Hai să vorbim așa. Da. La tot atent. L-ați făcut aici. Tot, hă? Nu, a fost aici. Uite, mă, am făcut focul ăsta, bă. M-am spălat. Am spart și podul ăla după jos și ea, l-am spart toate eu, ieri, singură. Ce l-a făcut afară, l-am făcut în casă. Că mi-a lăsat și la niște băieți și de tot. Hai să vedem. Da? Da. Ușile, cheile de la uși sunt? Nu, la ușa, asta nu e. La asta nu e. A zis doamna care le-a dat cheile, cum o să o spart să schimb lanța. Sunt la Rădăcinești, tati. La aia nouă. Că o să filmăm. O să filmăm tot. Cap coadă. Ca să vezi ce-am adus aici. Bobi, să-mi zică dacă pot trimite și eu un pachet cu ce pot, haine și alte chestii, jucării, cum sunt, adică le facem o căsuță poștală și le va primi Adi, eu mă duc la Adi și le iau. Asta puteți să faceți bucătărie lejeră. Nu vreau să fac. Asta poate face complet de... Nu, vreau să fac aici și așa. Aici e mare. Aici bucătărie, că ne ajunge bucătăria. Mm-hmm. Am zis cu soțul la vară. Facem o bucătărie de vară în curte, bun. Și nu să fac mâncare în casă, fac toate muștele în casă. Nu. Fac o bucătărie de vară, i-a spus, mm-hmm, pe felul de la și fac acolo, bari câte căpă, fac mâncare acolo.
Și aici faci cum vrei, copii, o să fie păi nu. Aici am spus copii, să aici pentru noi și acolo vreau să fac living, e care mai mare. Și asta poți să-i faci camera la copii, că e mai mare. Și asta aici, asta suntem bani. Cât sunt 4, nu? Da. Le iei două paturi suprapuse, o să mai am spun și mai. Așa, le luăm două paturi suprapuse, unul colo, unul colo frumos. Așa mai bine, decât să dau bani să bani, mai bine sunt bani, eu. Cu soții, iau o sobă, o sobă făcută gata. E o milioane, o sobă. Stai să vedem dacă intră frate. Ce să facem? Uite, a intrat și Cătălin Neveu cu noi. Fii atent, frate, ce aici. Ia uitați-l, doamnă, pe Neveu. Da, te vinte multă sănătate și mulțumim frate că ne-ai ajutat. Sănătate! Bă, fii atent, ce au făcut? Ia uite, s-au rupă zi, vorbiți cu el. Vorbiți, ia-l-o, vorbiți. Nu v-au rușinat fost, gata. Sănătate! Vă mulțumim, Neveu! Bă, doamne, ajută! Ce-au făcut? Hai să-ți arăt așa. Da, domnul! Cum vi se pare, gen? Cum vi se pare? Foarte, ne mulțumim foarte mult. Nu avem cuvinte. E bine, e ce trebuie, da? Perfect. Vă mulțumim. Și eu, zilele astea, o să vorbesc cu niște prieteni ai mei și o să mai facem o să un dulap, un pătuț, un aragaz, frigiderul, că e la Adi frigiderul, cum a zis cred. Da. E la Adi, mai am eu un aragaz semi-nou, tati bun. Fii atent. Are Adi frigider nou, știu, da. Uh-huh. Ce faci, mă, copile? Uite-l, mă, pe ăsta micu, ia. Zi. Băi! Asta-mi e rușinos. Bă, uite, fii atent, stai să întorc camera. Au cosit pe aici, da? Au cosit. Au dat gardul jos și fac alt gard. S-a apucat să spele, au conectat casa la curent, i-au dat drumul la curent. Aici că vor să-și facă curat, ăsta e grajdul, să-și aducă porcușorul pe care l-au și toate animalele, o să intre ei să-și facă curat. Asta e toată grădina lor. Vezi? Tot ce vezi până jos. Tot ce vezi, da? Așa. Hai că-l sunăm și pe Adi, să fie și el de față, a fost și Neveu. Te pup, tati, sunt aici cu copiii la noua acasă, facem vlogul pentru tine. Bravo, bravo! Uite, bravo. Au cosit, au dat gardul jos, s-apucă de renovat, tati. Bravo, bravo, așa e frumos, bravo! Uite. Să faceți frumos acolo! Da, domnul Adi, da! Am făcut, mergem! Te pupăm de aici, de la rădăcine, tati! Și noi! Hai, vă pup și eu, te pup, pa, pa! Bă, Adi a avut un pariu, stai că am uitat să menționez. A avut un pariu, știți cu cine a avut? Cu Baboi. Cu Baboi, uite mă. Da. Bă, deci a avut un pariu cu Baboi l-a pierdut și a venit cu bicicleta la Vâlcea, știți, nu? Da, am văzut. Și a venit cu bicicleta la Vâlcea, uite, îl sunăm acum video. Îl sunăm și pe Baboi să facă cunoștință. Bă, Baboi! Uite, deci facem vlogul pentru Adi. Salut, salut! Sărona! Deci, oamenii știu că ai pierdut pariu. Oamenii știu că ai pierdut pariu, frate. Da, frate, l-am pierdut tot pentru Adi de la Vâlcea. L-am făcut ca să ținem comunitatea bună aproape. Ca să... Dacă că ați făcut o febră musculară, ta a mers pe bicicletă. Pe că ai și slăbit pe tema asta. A zis că ai făcut o febră musculară pe bicicletă, ai și slăbită. Ia auză, sportiv de performanță, Baboiul nostru. Mie nu mai îmi place bicicleta, că cu ea mi-am prăpădit piciorul. Dumnezeu să mă ajute! Bă, voi vreau, mergeți mă vreau unul pe bicicletă? Ia auză, mergi. Ia auză. Da. Ai bicicletă? Ai bă bicicletă? Da. A, dar e pe pană. Are, dar e pe pană, auzi, tati. Ia auză, mă. Ia auză, mă. Eu vreau numai care n-are, că vreau să vă dau o bicicletă și o din partea mea, așa. El n-are. Eu n-am. Auzi, mă, bă, oameni buni. Baboi, deci ca să știți. Donație live. Donație, deci asta e donație live și pe vlog. Florin Baboi donează o bicicletă nouă. Un... O bicicletă, da? Ia, auzi, mă. Contul, dacă Adi de la Vâlcea i-a luat casă, trebuie să fiu și eu lângă Adi, că e fratele meu, n-am cum să-l las. Așa le dau și eu o bicicletă, am o bicicletă priabilă, arbă. Nouă nouță și mulțumim. Face Bobby să vi-o aduc să dai la băieți. Bravo, tati. Tot respectul mulțumim. Meu. Deci, ca să știți,
Florin Baboi donează o bicicletă copiilor. Da, nu se, m-ați înțeles? Nu se pune problema cu școala. La mine nu se pune problema cu școala. Așa, tată, că și eu am băieți. Nu, nu, și eu am patru. Bă, fiecare cu norocul lui, bă, Florine. Uite, acum, dacă prea mai trecut cu cântat, mă, cu bicicletele, faci. Da, tati, deci gata. Vă mulțumim, deci, domn Baboi. Bă, nu-ți mulțumiți mie, mulțumiți lui Dumnezeu și lui Adi de la Vâlcea, că el a început. Dea Dumnezeu la întreaga, la toți care, la toți care ne-au ajutat. Și toți cei care au donat. Întotdeauna aici sunt. Le-am adus pizza, le-am adus sucuri, le-am adus cornuri la copii. Orice.